Doamnelor și domnilor, începe spectacolul în serii. La Etno TV punem Rămășac pe Folclor în fiecare seară. Urmează momente de neuitat alături de inegalabilul Georgel Nucă. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Georgel Nucă și vreau să vă mulțumesc încă de la bun început, pentru că și aseară dumneavoastră sunteți cei care ne-ați așezat în topul audiențelor. Pentru noi este o mare bucurie să știm că de fiecare dată programele televiziunii noastre sunt pe placul dumneavoastră. Și vreau să le mulțumesc și artiștilor care ne trec pragul casei, dar să le mulțumesc totodată și colegilor mei din regia de emisie și colegilor din platou, pentru că eu n-aș putea să fac toate aceste lucruri frumoase singur și le fac împreună cu dumnealor. Așa că le mulțumesc tuturor și de fiecare dată mă bucur când vine taraful Victor Florea. Taraful Victor Florea este un taraf de înaltă ținută, iar cel care conduce acest taraf, maestru Victor Florea, este un adevărat părinte pentru sufletul meu, trebuie să vă spun acest lucru, și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a scos în cale astfel de oameni. M-aș bucura ca drumul ăsta frumos al cântecului popular să fie unul foarte lung, dar vedem, Dumnezeu este cel care ne scoate în cale și bune, ne scoate și rele, dar iată că Dumnezeu ne-a scos în care numai lucruri frumoase. Așa că îi spun bună seara tarafului Victor Florea. Seara, Georgel. Bună seara și mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase. Să știi că și noi te respectăm și te iubim tare mult. Și te apreciem totodată. Vă mulțumesc din tot sufletul, maestre. Aș vrea acum să prezentați familia dumneavoastră. Sigur, încep cu instrumentiștii mei, cu dragii mei colegi. Este vorba despre Adrian, mezinul formației la vioară. George Florea, fiul meu, Nelu la clarinet, Paul Costache la acordeon, Victor Dumitrache la țambal și suntem veniți aici să cântăm live cu Bianca și cu Anne Marie și cu Leonard Petcu suntem. Așa cum v-am obișnuit, noi cântăm live. Așa, oamenii de acasă știu acest lucru. Vreau înainte de a cânta dumneavoastră, maestre, împreună cu băieții dumneavoastră, să mulțumesc pentru vestimentația din această seară doamnei Sofica Cărbunaru și domnului Nicu Rotaru, oameni care au grijă de ținutele mele. Mulțumesc Nea Vasile Cozonac pentru tot sprijinul acordat. Un român extraordinar, un om care pune mult suflet pentru emisiunea noastră Rămășac pe Folclor. Mulțumim doamnei Adam, o altă româncă adevărată. Mulțumim cofetăriei Claus. Mulțumim salonului Vigmar și doamnei Margareta Mihai. Și vreau să mulțumesc unor prieteni dragi sufletului meu, doi oameni care sunt acolo la complex turistic Maridor de la Bran, iar noi vom fi de duminică și până duminică acolo. Vom fi o săptămână pentru că realizăm edițiile speciale pentru sărbătorile de Paște. Mulțumim doamnei Mariana și domnului Dorin Chiriac. Mulțumim Maridor pentru tot sprijinul acordat. Vă apreciem, vă iubim și să dea Dumnezeu să rămânem o adevărată familie pentru cântecul popular. În această seară am gândit pentru dumneavoastră o emisiune sub forma unui concurs. Majoritatea interpreților vor merge la roata folclorului și vor trage de această roată și sunt convins că se vor descurca să răspundă corect. Așadar, din echipa numărul 1, din echipa de culoare roșie, face parte Bianca Crenganiș. Bună seara, Bianca! Sunt onorată să fiu la cea mai frumoasă emisiune Rămășac pe Folclor, mereu aici alături de voi și tarafu Victor Florea. Mulțumim frumos! Tot din echipa numărul 1 face parte și doamna Alexandra Stan. Bună seara, doamna Alexandra! Bună seara și bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație și sperăm că în această seară să vă bucurăm sufletele și să mai venim cu drag. Cu drag vă așteptăm de fiecare dată. Capitan de echipă, doamnelor și domnilor, cunoscuta artistă, prietena noastră, zâmbăreață și cu cântece frumoase, Ionela Stâncioi Belu. Bună seara! Bună seara, Georgel, dar nu știu ce capitan de echipă sunt eu, că îmi lipsește aici instrumentul muncii. Unde e? Poți să dai cu mână, cu nu, dai, nu dă e cu pumnul, că e mai bine. Păi nu, știi de ce? Am eliminat acele ciocane despre care vorbești tu, pentru că mă deranjau în emisiune. Vreau să fie mai așa, mai
multă liniște, că să ne înțelegem. Faceți gălăgie doar prin când vă ține, susțineți echipa. Pentru că altfel ciocanul ăla de deas cu el de ce că suntem la gara de nord. Da, dar era Vezi? Frumos, avea farmecul lui. Dați-i ciocanul Ionelei Stăncioi, pentru că nu se poate descurca și l-aștept altfel. Și pe Leonard să vină să ne jurizeze, nu să ne privească așa Cine? Din fotoliu. Leonard Petcu. Leonard Petcu va intra puțin mai târziu, pentru că el este președintele juriului, păi, dacă nu știai. Să vină aici să ne jurizeze. Bine, să intre președintele juriului Leonard Petcu și președinte de onoare Anne Marie. Să intre jurații noștri, dar să știți că au spus așa, că ei vă văd mai bine de acolo, gata, din spatele camerelor de filmat și le dau dreptate. Da, doamnelor și domnilor, din și echipa numărul 2 de culoare verde fac parte alți prieteni de-ai noștri. Doamna Anișoara Murgu, sărut mâna doamna Anișoara, bună seara! Bună seara, George, mulțumesc frumos de invitație. Mă bucur din tot sufletul că în această seară sunt aici împreună cu taraful, minunatul taraf pe care îl urmăresc seară de seară. E de nota 20. Așa este. Și emisiunile tale sunt nemaipomenite. Vă mulțumim frumos să pentru aprecieri. Tot din echipa numărul 2 de culoare verde face parte și domnul Ionel Stan. Bună seara, domnul Ionel. Bună seara, bună seara, domnul Georgel. Mulțumim, vă mulțumim pentru această invitație plăcută. Mulțumim colegilor. Mulțumim tarafului extraordinar, vorba lui doamnei Anișoara Murgu. Sunt de nota 25. Vă urmărim mereu. Extraordinar, sunteți niște profesioniști. Și dumneavoastră tot la fel, faceți emisiuni extraordinare. Vă mulțumim. Ne face o mare plăcere să fim alături de dumneavoastră. Vă așteptăm de fiecare dată cu mare drag aici, mare în plăcere. Cadrul emisiunii noastre, Rămășag pe folclor. Capitan de echipă la numărul 2 este prietena noastră Anuța Arghiroi. Anuța, bună seara! Bucuroasă să fiu din nou la această frumoasă emisiune. Bună seara și telespectatorilor și Doamne ajută să fim învingători. Doamne ajută să câștigați. Cei care vor câștiga vor primi din partea salonului Vic Mar și din partea doamnei Margareta Mihai un voucher. Puteți merge acolo să vă faceți frumoși, frumoase. Doamna Margareta vă așteaptă. Dar vedem cum vă descurcați voi la roata folclorului și ce va spune președintele juriului Leonard Petcu. Acum, doamnelor și domnilor, deschidem emisiunea noastră frumoasă cu taraful Victor Florea. Taraful Victor Florea este pregătit pentru dumneavoastră împreună cu Bianca Crenganiș. Bianca, aveți cuvântul. Succes! Și-o trompetă de-ar cânta până-npoi mâine o sta, până-npoi mâine o sta.
Mulțumim frumos, dragi telespectatori, vă invităm să intrați pe paginile noastre de Facebook, EtnoTV și Rămășac pe Folclor și să ne lăsați gândurile dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că de fiecare dată sunteți aproape de noi. Vreau să mergem la roata folclorului. De la echipa de culoare roșie, echipa numărul 1, va veni capitanul nostru Ionela Stâncioi Belu. Iar de la echipa numărul 2, celălalt capitan de echipă, Anuța Arghiroi. Haideți, capitanilor! Trageți, da! A tras Ionela Stâncioi Belu și a ajuns la norocosule. Mai trage o dată, norocosule. Păi dacă sunt norocoasă, am scăpat. Să-ți alegi ceva trebuie, hai. Să-mi aleg ceva? Da. Mai trage o dată sau îți alegi ceva? Zii, ce vrei tu? Alegeți tu, uite, că e mai bine așa. Nu vrei? Să fac un dans cu Leonard. Ți s-a pus e, da, pata pe Leonard. Cântă taraful. Hai că pierdem timpul, alegi. Am ales. Cântă taraful 15 secunde un tu vals și eu dansez Ionela, cu Leonard. Ești atentă la probele concursului. O probă de pe roată. A, să-mi aleg? Păi despre ce vorbim, Ionela? Să-mi aleg să fac Ionela, ceva. Nu știu ce se întâmplă cu tine. Sunt obosită, Georgel, iartă-mă. Hai, concentrează-te și tu în seara asta. Că tu te concentrezi foarte bine. În gura lumii vrei? În gura lumii. Ești convinsă? Da, în gura lumii. Ah, deși ești prietena mea, dar vezi... Tu ai ales, să știi. Da, Georgel, îmi asum tot ce fac în viață. Tot ce am făcut în viață. Mai aplaudați-o puțin, vă rog, pe Ionela, că parcă... Asta este. Gura lumii spune că mănânci mult usturoi. Dacă este adevărat, poți câștiga un punct. Ce mâncare... Nu o poți mânca fără usturoi. Deci Georgel, ce? Și dacă n-aș fi câștigat punctul, tot recunosc că mănânc și ceapă și usturoi, că asta e, sunt din Oltenia, nu-i așa, colegul meu, George? Olteanca mea dragă! Se mănâncă praz, se mănâncă usturoi, se mănâncă ceapă, deci n-am ce să fac, îmi plac legumele, recunosc cu sau fără punct, așa că să iau punctul. Ia-ți punctul, dar să știi că... Și să știi că astea sunt... Și sunt bune pentru sănătate. Da, să știi că mi se spusese să stau o altă întrebare, dar am fost cu minte cu tine pentru că ești olteanca mea și te iubesc prea mult. Și asta să știi că e puțin cu duș întors. Nu e, față de ce aveai tu pregătit, da? Stai liniștită. Bine, atunci mulțumesc. Deci trăiești. De asta sunt mereu sănătoasă pentru că mănânc ceapă și usturoi. Și de-aia ești frumoasă. Mulțumesc. Bravo, Ionela. Ionela, prietena noastră, olteanca mea dragă. Și praz. Și mă mândresc foarte mult cu ea, dar mă mândresc și cu Telor Măneanga, cu Anuța. Ia să vedem, Anuța, tu ce faci? Anuță, mai încearcă o dată, Anuță. Hai! Ia să vedem. Airim, da, acolo a ajuns roata, la airimă, la orice. Ia să vedem că tu ai rimă la orice, Anuță. Fii atentă. Cântată, trebuie să o cânți, da? Nu mai beau de o săptămână.
Hai! Foaie verde și o lună, nu mai beau de o săptămână. Nu, trebuie să încep cu nu mai beau o săptămână și de aici cu... Nu mai beau de o săptămână, foaie verde și o lună. Ai văzut? Păi foaie merge? Verde și o lună, nici nu e. Nu știu. Foaie verde, zice ceva, dar foaie, și, foaie verde și o lună nu este. Păi dacă nu beau, măi, Georgel, mi-e greu. Foaie verde și o lună, soacră mea e cam fudulă. Nu e. Foaie verde și o... Nu mai beau de o săptămână. Da, nu mai beau de o săptămână că am soacră cam fudulă. Na, uite, vezi? Am o soacră cam... Cam inimioara bună. Cam, uite, vezi, asta era. Asta da. Ia, nu mai dau de o săptămână, cam inimioara bună. Păi asta, da, să vedem ce ne spune regia. Anuță, ai răspuns corect, i-ați citit o biluță de acolo și acum ce să fac eu cu tine? Să te pun la cântat sau să-ți dau o scurtă pauză? În ce vrei tu? Cum dorești. Ai nevoie de pauză, nu? Că trebuie să dai de băut că ți-am dat o bilă verde. Corect, corect. Pauză și revenim. Bun, n-ai nici paște, nici crăi.
acasă la tine. Trece Paștele și vine Crăciunul, eu închin paharul de vin cu străinul. Că sunt călător unde m-a dus pasul, trece și Crăciunul, vine Paștele, singur prin străini îmi duc zilele. Că sunt călător unde m-a dus pasul, la-i mei de acasă le aud numai glasul. Așa este, vine Paștele. Vine Paștele și noi vom fi la Maridor, vom fi la Bran, la familia Chiriac acolo, pentru că ne întâlnim cu artiștii noștri dragi. Domnilor și domnilor, astăzi este o zi specială pentru doamna Eugenia Năsturaș, pentru mama colegei noastre de aici din televiziune. Este mama producătorului, este mama editorului de imagine, este mama omului minunat Alina Năsturaș. Alina Năsturaș, să-ți trăiască mama, să-i dea Dumnezeu tot binele din lume și să fie în preajma Dumnezei numai soare și lumină. Aceste urări vin și din partea tarafului Victor Florea, din partea colegilor, din partea noastră a tuturor. Să trăiască mama, să fie sănătoasă. La mulți ani, doamna Eugenia, la mulți ani și din partea colegilor mei din platoul de filmare și din partea colegilor din regia de emisie. Vreau să mergem mai departe cu roata. Anuța, mai stai puțin. Îi lăsăm pe telespectatori în suspans. Vino aici ca să susții echipa, pentru că eu vreau, dar puțin mai târziu, să ascult cântecul ăla frumos de Tellerman, cântecul ăla care merge la sufletul omului. Dar până atunci, vreau să invit la roata folclorului pe Bianca Crenganiș și pe doamna Anișoara Murgu. Ia să vedem ce fac fetele noastre la roata folclorului. Bianca, te invit să tragi de roată. Hai! Și ai... Cânti ca el. Ia să vedem cum cântă Bianca. Eu îți dau de aici... Dar nu spun și numele interpretului, îți spun doar cântecul, da? Și tu îmi spui cine cântă această piesă și o și cânți. Uite, îți dau ceva ușor, ca să nu fiu rău cu tine. Alegeți o zonă. Oltenie, Moldova, Banat. Moldova, că sunt din Moldova. Moldova, că sunt din Moldova. Nu știam, dragă mea, că ești din Moldova. Stai așa un pic, că îți găsește tăticul imediat ceva din Moldova. Sper să și am aici. Uită-te la mine așa. Uită-te la mine așa. Hăi, uită-te la mine așa, că-s fată din Sadova. Nu-s ninaltă, nici micuță, și-n stăghini în țara încuță. Și-n... Hai, mai de... Și-n... Hai, și-n... Și-n picioarea... Și-n picioarea am ciuboțele, și-n stă tare bine cu ele. Nu știu piesa asta, George, recunosc. Interpretul știi? Interpreta? No. Nu mai este printre noi. Uită-te la mine așa, o piesă din repertoriul regretatei Mina Pâzlaru. Să vedem ce face doamna Anișoara. Doamna Anișoara, haide să tragem de roata folclorului. Bianca, tu rămâi lângă roată să vedem ce face colega noastră dragă. Ce scrie acolo, doamnă? Mai încercați, doamnă, odată. Hai. Luați microfonul, doamna Anișoara. Și ce e acolo? Norocosule, alegeți ce vreți dumneavoastră, doamna Anișoara. De aici? Da, ce vreți dumneavoastră? Pe ce să aleg? Uitați, în gura lumii, ciulește urechea, tac și fac, ghișu percă, cânt ca el. Tac și fac. Am zis așa, la nimereală. A, da? Nu știu. A, păi e doamna Anișoara, veniți lângă mine. Veniți lângă mine. Mai omor... Atenție la regulamentul concursului. Doar dumneavoastră aveți voie să vedeți ce scrie aici. Trebuie să mimați, iar echipa dumneavoastră trebuie să ghicească. Ceilalți, dacă nu sunteți cuminți, vă scot afară din concurs. Daionela,
Și tu zici, da, să trăi șeful. Cum zice domnul Turda, da? Să trăi șeful, nu face nimic. Așa. Bine. Și trebuie să mimești, da? Da, trageți dumneavoastră, dar nu-l arătați, da? Da. Așa, ăsta, atât. Eu îl văd cu dumneavoastră și... Dați-vă aici. Deci, uitați-vă dumneavoastră și faceți ce scrie aici. Dar nu ziceți, să nu ziceți, da? Nu! Și colegii noastre ghicesc. Hai, mai în față. Mimați, hai. Așa. Olio, doamna Anișoara. Fără vorbă, prin gesturi. Cum face ce scrie aici? Liniște, vă rog. Cum așa face? Nu ziceți cuvântul. Păi cum face ce scrie aici? Tit! Nino, nino, nu știu, ham, ham. Ce? Așa face? Liniște, vă rog. Ionela. Fără cuvinte. Voi nu vorbiți, măi, că nu e pentru voi proba asta, e pentru cei doi. Mașină? Liniște. Deja a zis titit. Păi și titit face și mașina și motoreta și bicicleta. Păi ai zis fără cuvinte, Georgel. Păi da, dar titit înseamnă că-s mai multe. Adică nu este titit ceva. Titit făcea și ăsta cu care... Cedem coace, gata. Din păcate, nicio componentă din nicio echipă nu s-a descurcat așa cum ar fi trebuit. Și eu zic să vedem ce ne spune regia. Așa e. Trebuia să faceți așa. Mai încercăm. Apă la moară, Georgel. Tractor, asta era. Vedeți? Doamna Anișoara, n-a știut să faceți cum face tractorul. Lăsați că este foarte bine. Dragi prieteni, această emisiune este sub forma unui divertisment. Noi ne jucăm aici și sunt convins că dumneavoastră în fața televizorului mai râdeți și de noi. Dar râdeți că râsul îngrașă, râsul și veselia, toate aceste lucruri ni le aduce chiar acum Anuța Arghiroi prin cântecul ei frumos. Ne vorbește prin cânte despre cus, despre pădure, despre natură. Ascultați o voce frumoasă, succes! Cucule, oh, 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 oh. Palune ca bun.
revenit, dragii noștri telespectatori, și vă reamintesc că în această seară majoritatea interpreților vor merge la roata folclorului și cu siguranță se vor descurca. Dar acum dați-mi voie să fac o dedicație specială. Nepoata doamnei Viorica Popârțac din localitatea Șan, județul Bistrița, Năsăud, pe data de 30 martie împlinește vârsta de 31 de ani. La mulți ani așadar, dar pentru Ana Lucreția Popârțac, medic de profesie, să vă trăiască nepoata doamna Viorica, să vă bucurați de ea. Și această urare vine și din partea doamnei Carolina Albu din București, o altă prietenă dragă sufletului meu. Doamna Viorica, vă mulțumesc pentru cămașa năsăudeană și am să o port cu mare drag în toate emisiunile atunci când este cazul. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Viorica Popârța, pentru acest dar minunat. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și la roata folclorului vor veni doi oameni ce formează un cuplu atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. Așadar, doamna Alexandra Stan și domnul Ionel Stan sunt cei care vor trage de roata folclorului. Doamna Alexandra, aveți cuvântul. Oricum chiar. Așa, ați tras puțin cam timidă și aveți acolo ghici ciupercă. Ghici ciupercă înseamnă că eu trebuie să vă spun un regionalist din Bucovina. Vreți Bucovina, da? Vă dau Bucovina, hai Bucovina. Căsăpit. Liniște ceilalți, vă rog. Ce înseamnă căsăpit? Liniște. Bătut. Corect. Corect. Nu e corect. Ba da, căsăpit, bătut, snopit în bătaie. Aia este. Bravo, doamna Alexandra. De ce? E omorât, domnul, păi dacă n-am zis decedat, n-am zis cuvântul decedat. Până la decedat mai avem. Hai să vedem ce faceți dumneavoastră acolo. A tras și domnul Ionel cel mai tare în portofel și a zice acolo că să mai încerci o dată. Ia, mai încercați dumneavoastră o dată. Ați mai tras o dată și și ați dat de greu. Ia veniți lângă mine să vedeți cât de greu dați, domnule Ionel. Eu, gândiți-vă la un cânte pe care trebuie să-l interpretați cu ce vă dau eu acum. Vă pun așa pe năsuc, n-are voie să vă cadă, că dacă v-a picat... Am nasul mare. Nu contează, facem noi ca să fie. Deci n-aveți voie să vă uitați. Ia uitați. Ceva extraordinar. A intrat? Da, a intrat. Liniște, acolo, către camere și cântați acum. Păi să cânt ce e aici? Nu, domnule, cântați ce vreți dumneavoastră. Numai să nu pice cartonașul ăla. Poți să-i dau la orchestră? Nu, dumneavoastră singur, fără orchestră. Pentru anii care zboară, eu vreau să ciocnesc, măi, că am fost cu dragoste în țară și vreau să ciocnesc. Să-i duc anii și nu-mi pasă, chiar de îmbătrânesc, măi, știu că viața mi-e frumoasă, mi-e drag să trăiesc. Da, vedem ce ne dă direcția, răspuns corect. Vreți să vedeți ce ați fost? Ce figură ați avut? Vreți sau nu vreți? Da, vreau. Ceva extraordinar, nu? Întrebi ce frumos. M-a găsit. Domnul Ionel... O bile. Nu, o singură bilă vă luați, pentru că trebuie să fim corect. Luați-vă și microfonul. Dar acum vreau să o invit pe Ana Maria Pământaș, cea care stabilește acolo cu orchestra și nu știu ce stabilește. Ana Maria Pământaș a mai fost în emisiunea noastră. Îi spunem bună seara, bine ai venit. Bine v-am găsit. Ești puțin cam emoționată sau îndrăgostită? Nu, sunt obosită. Păi de ce, Aniță, unde ai fost? La facultate. A, la facultate. Da. Bun, ești obosită, dar nu ești obosită și la cântec, nu? Nu, vocea ți este ok, nu. Da? Da. Bun, păi cum te ascultăm nu? Cu mare drag. Mulțumesc. Ana Maria Pământaș. Sunt ca floarea între flori,
Prietenii, mă bucur mult de tot, pentru că toți din întreaga țară și oamenii care sunt plecați departe de casă urmăresc emisiunile noastre. Vreau să vă mai spun că acolo, în Puțuri, Fântânele, în județul Dolj, există o doamnă minunată, o româncă care s-a gândit la sufletul meu să-mi dăruiască o cămașă frumoasă. Și am să o port cu mare, mare drag. Doamna Ionicoiu Elena din Dolj, vă mulțumesc din tot sufletul și să vă dea Dumnezeu sănătate și să știți că eu am să port aceste cămăși cu drag, am să le îmbrac de fiecare dată și vă mulțumesc că vă gândiți la mine să îmi oferiți aceste lucruri. Iar eu, în schimb, ce să vă ofer? Doar dragostea mea și cântecele artiștilor. Artiștii au venit în această seară pentru dumneavoastră, Mihaela Dinea și doamna Mimi Ștefan. Mihaela, bună seara! Ai un microfon acolo. Mă bucur că ai venit cu cântecul tău oltenesc pentru publicul de acasă. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur foarte tare să mă aflu în această seară aici. Un gând bun pentru cei dragi. Îi salut pe toți și știu că mă urmăresc. Tu de unde vii mai exact? Din Corabia, Olt. Din Corabia. Da. Doamna Mimi, sărut mâna. Bună seara, vă rog să veniți și dumneavoastră acolo. Și... pe doamna Mimi vreau să vă spun, dragi prieteni, cu o bună seara, mulțumesc pentru invitație, Georgel. Sunt pentru a doua oară de când vin la emisiunea ta în, așa, și
mă simt foarte onorată că sunt alături de artiști dragi și în special de taraful... Taraful Victor Florea, Victor cel Flore, care da. De fiecare dată da, semnează da, da, condica. Da. Și vreau să dau și eu o dedicație mai mult pentru copiii mei, pentru mama mea, așa, și pentru fratele și sora mea, care voi cânta un cântec pentru ei. Toate cântecele din această seară. Și totodată pentru colectivul de croitorie Franco Rossi din Râmnicu Sărat. Să trăiască toată lumea de acolo. Mulțumesc. Să trăiască și doamna Oana Gugușerița din Pantelimon și trandafirii roșii și prietenii mei de acolo. Oameni minunați, doamnelor și domnilor, Mihaela Dina și Mimi Ștefan. Frumoși ca și bujorii, în mijloc de floricele, sărutăm-i buzele mele. Hai sărutăm-i obrăjorii, că-s frumoși ca și bujorii, în mijloc de floricele, sărutăm-i buzele mele. În pădure iar mai înaltă, nu ne vede lumea toată, să ne iubim cât om vrea, să nu ne vadă lumea. Și aroma de pe flori.
fi de supărată, inima de frate iartă. Cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin, cât ai frate cui spune, nu e singurel pe lume. Cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin, cât ai soră cui spune, nu e singurel pe lume. Mergeți acasă împreună, că vă așteaptă maica bună, vă așteaptă și-al vostru tată, împreună să vă vadă. Mergeți acasă împreună, că vă așteaptă maica bună, vă așteaptă și-al vostru tată, împreună să vă vadă. Dragi prieteni, vă invit să ne scrieți pe paginile noastre de Facebook, Etno TV sau Rămășagă pe Folclor. Tema emisiunii din această seară este un mod de viață sănătos. Și aș vrea să vorbesc puțin despre tema emisiunii cu maestru Victor Florea sau cu președintele juriului, cu Leonard Petcu. Ia să vedem. Până acum au decurs bine lucrurile. Dar tu ai fost atent. Vedem egalitate. N-a fost așa, maestre, a fost sau nu? Ce? Păi ce faci, mă dai în vilă? Măi, Victor, în loc să ții cu mine, nu ții, mă. Maestru, luați un microfon. Uite, Ionela e aici. Nu, maestru, să ne spună la microfon. Luați un microfon, maestre, după masă. Ce am întrebat eu și ce a răspuns Leo? Serios? Ia ziceți, maestre. L-am prins pe Victor, că nu știe. Cum să nu? Ia să vedem. Ia, Victor. Ce am? Dar mă bruiază el. A, deci n-ați fost atent nici dumneavoastră, maestre? Am fost atent. Era, microfonul, da, mai aproape. Gata, ne-am adus aminte. Așa. Da. Care este tema emisiunii? Cum să duci o viață sănătoasă? Da. Atunci asta m-a întrebat pe mine, da? Și eu am zis că tot toate curse. Corect? Da, un mod de viață sănătos. Care este modul de viață sănătos pentru dumneavoastră? Să pierd nopțile. Nu să pierd nopțile, nu, eu nu mă refer, nu iau în calcul mâncarea, ce mănânci, ce dormi, ce tot. Eu iau în calcul sufletul. Să fii, ai sufletul curat, să fii sincer, e un mod de viață sănătos de a trăi. Să-ți asumi atunci când greșești. Categoric. Da? V-ați când greșiți? Sigur. Bravo, așa să faceți, maestre. Care este modul tău de viață sănătos, domnule președinte? Eu îmi pierd nopțile tot timpul. Asta este cel mai bun mod de viață, nu? Măi, n-am ce să fac, ăsta e programul meu, adică am un program foarte debosolat. De câțiva nu am reușit niciodată să-l reglez. Și dacă se întâmplă, îl dereglez din nou, inevitabil. Și să știi că mă mențin foarte bine, Georgel, adică nu mănânc decât salate, pui grill, că uite cât de bine arăt, uite. Auzi? Și îmi zic oamenii pe ăsta, dar ce slab ești pe ăsta, ce slab eu, stai, realitate. Da, televizorul vă mai îngrașă, da, mai îmi dă vreo 5 kg mie. Ție? Ia să auzi în cine spune doamna profesor, doamna Ionela Stăncioi, care este modul dumnei? Poți, am răspuns mai devreme, ce apă, usturoi, praz? Unul peste altul, aia cu prazul am înțeles. Este un mod sănătos de a trăi. Deci nu mai praz, nu te îmbolnăvești, nu răcești, nu... Am auzit că de la usturoi, dacă mănânci foarte mult, nu sclerozești. Și ca să nu mai spunem că este și afrodisia cu usturoiul, pentru cine nu știa. Așa e, da. Da. Am înțeles, deci ăsta este un mod de viață sănătos. Să mâncăm usturoi, și să mâncăm sănătos, ceapă, gătit praz. În casă. Am înțeles. Da, gătit în casă și antrenament cu copilul pe jos, mult. Haideți să ne spună cum este cu modul ăsta de viață sănătos, mai bine, colega noastră, Claudia Ghițulescu, pentru că am trimis-o la o clinică din București și ea știe exact cum trebuie să ne comportăm noi, ce trebuie să mâncăm, ce trebuie să facem să fim sănătoși și ce proceduri trebuie să aplicăm noi pentru a fi sănătoși. Suntem așa în transmisie directă cu o prietena noastră, Claudia Ghițulescu, de acolo, de la clinică. Claudia, bună seara! M-a trimis Georgel Nucă să vă arăt și vouă cum mi-am tratat eu problemele mele cu coloana și am venit aici la Bioortoclinic să aflăm mai multe detalii de la specialiști.
ajuns aici în birou managerei Mihaela Croicea, care este și buna mea prietenă și m-a ajutat pe mine să mă recuperez, să zic așa, să-mi recuperez sănătatea și problemele care le aveam la coloană, pentru că erau destul de grave. Eu mă bucur foarte mult că ai venit și mă bucur foarte mult că am reușit cât de cât să te punem pe picioare, ca să zic așa. Este important că ai venit înainte să ajungi la operație și lucrul acesta trebuie spus. Este foarte important ca să facem prevenție, nu? Ai venit cam în ce timp? Poate nu chiar la început? Nu la început, pentru că nu știam de această clinică și de aceea aș vrea să le spunem tuturor ce putem, cum putem să descoperim anumite probleme. Pentru că te doare un pic spatele, ta a plecat, ai spălat ceva pe jos și nu te mai ridici. Și ai las că-mi trece. Normal, da. Toată lumea zice așa. Mai ales voi cântăreții de muzică populară. Sau stăm pe tocuri, da, sau conducem, pe tocuri. Sau... Da, foarte mult. Ce se întâmplă? Ar fi foarte bine dacă toată lumea ar conștientiza ca și tine că trebuie să vină la o clinică de recuperare. Foarte puțini oameni știu că doar 5-6% dintre herniile de disc se operează și restul se tratează. Deci noi avem acest know-how care este ajuns la un nivel foarte înalt. Chiar cei de la Chattanooga ne consideră unii dintre cei mai buni specialiști în elongații din lume și ne bucură foarte mult acest lucru și prin aceasta noi ajungem la niște rezultate absolut deosebite în ceea ce privește hernia de disc. Mi-aduc aminte așa, da. Mi-am spălat cada, eram aplecată să spăl cada și n-am mai putut să mă mai ridic. Și m-a durut spatele și întâmplător am aflat de bioortoclinic, pentru că atunci când te doare cauți să te duci într-un loc unde știi foarte bine că e doar special pentru acea problemă pe care dar o ai. Dar nu ai rămas înțepenită acolo, să nu mai poți să mergi, nu, să fii nevoită. Nu, eram chiar acolo. Da. Nu pentru eram. Că foarte mulți pacienți rămân înțepeniți, da? Și ajung în diverse cabinete și li se spune, dacă nu te operezi acum, rămâi ca scaunul cu rotile. Asta vreau să spun că am venit aici și mi-a zis, până nu avem un RMN, nu spunem prea multe. Este foarte m-a consultat important. Domn doctor, e foarte important să facem RMN, nu? Da, pentru că și dacă te operează și dacă nu te operează, este important unde ai problema. Că pe orb așa ca să te opereze, nu cred că cineva face. În momentul în care ajungi la... face. Da. Iar doctorul acela care te operează să dea pe proprie răspundere, da, așa cum dau și alții, că într-adevăr ești de operat. Deci e foarte bine că tu ai venit din timp. De ce? Pentru că după aceea ai putut să te duci și pe un toc în da, păi după câteva ședințe de elongație am fost la concert imediat, am condus, am venit cu mașina, am plecat cu mașina pentru că și condus cred că m-a afectat pe mine ceva. Pentru că stau așa și conduc într-o parte și coloana mea stă mult timp sucită, așa, pe tocuri stai în altă poziție și așa mai departe. O solicitam foarte mult. După câteva elongații, eu am fost la concerte pe toc, am condus chiar eu, deci a fost chiar imediat s-a simțit. Da. Tratamentul. În special la scolioza, că am văzut că din ce în ce mai multe probleme sunt cu scolioza, avem sistemul DEVIT, care au acest sistem DEVIT, niște rezultate extraordinar de niște bune. Niște aparate care în să cazul le... de scolioză, da. Niște aparate care întăresc musculatura paravertebrală, așa. Dar aceste aparate noi le folosim și în cazul de scolioză și cu rezultate deosebite. Chiar medicii care ne trimit pacienții cu scolioză sunt foarte încântați pentru că într-un timp relativ scurt, câteva luni, reducem câteva grade. Foarte important este și pentru femeile care urmează să aibă un copil. Da, deci pregătim coloana. Pentru a pregăti coloana, pentru o femeie care vrea să rămână însărcinată, trebuie să-și pregătească coloana. Adică ce trebuie să faci? Pe lângă, eu știu, câteva exerciții în funcție de cum se simte, dacă este ok, dacă o doare deja coloana, înseamnă că trebuie să facă un tratament. Dacă nu o doare, ca și prevenție, ar trebui să facă sistemul DEVIT pentru întărirea musculaturii paravertebrale, pentru a-și putea ține fătul. Bun, și în timpul sarcinii? Nu știu, uite, chiar nu știu, poate în prima, nu contravine, da? Da. Nu contravine pentru că nu facem nimic medicamentos, nu intervenim cu fizioterapie. Da. Cred că în primul trimestru de sarcină, musculatura... Dar pe timpul sarcinii nu ai voie. Sunt exerciții de kinetoterapie specifice care femeia se ține în formă. Că sunt 9 luni de zile în care mușchii coloanei... 9 luni de zile. Nu... Să știi că avem foarte multe femei însărcinate care vin tocmai pentru ca aș menține coloana flexibilă și pentru ajutor atunci când nasc.
auzit, Georgel mi-a recuperat coloana, deci însă vin să dansez pe tocuri și o să mă simt bine la tine la emisiune. Vă pup! Îți mulțumesc, draga mea colegă Claudia Ghițulescu, și te aștept săptămâna viitoare, când vrei tu, să ne spui mai multe lucruri despre această procedură. Și eu aș vrea să fac câteva ședințe, că poate atunci voi sta mai drept în scenă. Dar drept stă în scenă și drept stă în fața telespectatorilor Leonard Petcu. Leo, așa să fii, ca un brad, așa să rămâi, cu un caracter frumos. Doamne ajută, să nu te schimbe niciun gram de succes, să spun așa. Să știi rămâi că am fost mai jos decât atât și tot la fel sunt. Da, bravo. Bravo, Leule, așa să-ți faci. Bine te-am găsit, dragul meu prieten. Ești un om deosebit și vreau să-ți mărturisesc sincer. Îți spun că ori de câte ori mă inviți la tine în emisiune, vin cu mare drag. Pentru că ești unul dintre oamenii cei mai pricepuți în ale folclorului. Știi de fiecare dată să pui pe oricine dintre noi în cea mai frumoasă valoare. Mulțumesc frumos. Și cred că meriți toate aplauzele. Mulțumesc din lume. Îți doresc să faci lucruri frumoase în continuare, iar eu în această seară sunt alături de maestru Victor Florea, tăticul meu mai nou acum, și ori de câte ori sunt invitat, vin cu mare drag alături de ei. Și dacă îmi dai voie, te rog frumos, vreau să-mi salut și o prietenii, toți prietenii după Facebook, pentru că nu am făcut niciun anunț în seara asta, că m-ați luat așa pe surprindere, cu două ore înainte, hai la emisiune. Așa te luăm noi, întotdeauna. Îi salut pe toți și le mulțumesc tuturor pentru toate mesajele și cuvintele frumoase. Și salut și familia mea și pe doamna Mariana Stanciu de la Bistreț. Doamna Mariana Stanciu de la Bistreț, doamna Aurica Talașcă de la și Iași. Și mămica de la Iași, să rămână. Și acum, doamnelor și domnilor, cântă fiul Leonard Petcu împreună cu tata Victor Florea, așa zici, da? Rămâneți alături de noi! De dorul mândruțelor, mai bine mi le iubesc decât să mă prăpădesc, mă. Bine, bine! I-auzi? Hai, da! Din toate l-a sărutat, de mi s-a dus vestea-n sat, mă. Decât să zac și să mor de dorul mândruțelor, mai bine mi le iubesc decât să mă prăpădesc, mă.
parcă sunt pe un ofof. Noaptea ce iubesc nu spun ofof. Ziua om cinstit mă dau, noaptea iubesc tot ce vreau. Ziua om cinstit mă dau, noaptea iubesc tot ce vreau, mă. Decât să zac și să mor de dorul mândruțelor, mai bine mi le iubesc decât să mă prăpădesc, mă. Decât să zac și să mor de dorul mândruțelor, mai bine mi le iubesc decât să mă prăpădesc, mă. Am revenit, dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment și vreau să vă spun că mâine dimineață de la ora 9 voi fi la Matinal și Popular la colegii mei, la Mihalis și la Vinia Furtună. Așa că vă invit și mâine dimineață să ne urmăriți și vă invit de fiecare dată de luni până joi, de la orele 20 și 30 de minute, să urmăriți rămășagul nostru pe folclor, iar vinerea vedem întâlnire de la orele 20. Acum mergem mai departe, tot cu roata folclorului și vor veni capitanii de echipă. Ionela Stăncioi Belu și Anuța Arghiroi. Taci și fac. Și fă. Ia să vedem ce taci. Vino aici să vedem ce să cum taci tu și cum faci tu, Ionela Stăncioi. Ia. Alegi, ăsta a fost, ca să nu le încurcăm. Note. Deci, cei din echipa numărul 1, dumneavoastră va trebui să ghiciți, ia. Atențiune, echipa Bianca, mea. Ești atentă? E la mine. Hai, voi trebuie să ghiciți. Hai. Plantez o floare. E o floare. Nu. Liniște, vă rog. Păi a zis Bianca floare. Plantez o floare, am zis. A zis Leonard. Nu este un răspuns corect. Repejor. Leo, te dau afară. Te dau afară. Ia zi, parcă mă dai afară din casă. Ia zi, mă, parcă mă dai afară din casă. Liniște. Tu, mă, te-am pus președinte de juriu. Vrei mită? Păi, hai, liniște, hai. Ești un porc mistreț. Purcelușule, treci la locul tău. Răspuns corect. Ia să vedem, Anuța. Hai, Anuța. A tras Anuța și are tot rimă. Mă, dar tu ai rimă chiar la orice. Fii atentă. No. Ia-ți Bila, Ionela, și tu cântă, Anuța. Tu să taci doar și să asisti, atât. Asta trebuie să faci. Anuța, mi-a căzut soacra în izlaz. Foie verde, foi de prazul. Tu, nu, păi tot cu prazul, nu. Trebuie să încep direct cu mi-a căzut. Nu, mi-a căzut soacra în izlaz și după aia. Liniște. Mi-a căzut soacra în izlaz, de-aia mor eu de necaz. Bravo, mă, ba așa, vezi? Bravo! Ce crezi tu că urmează după probele astea? Să plecăm acasă, să cântăm, să jucăm? Să cântăm, probabil. Da? Uite, cine vrei tu să cânte de aici, din echipa ta? Păi să vină doamna frumoasă să ne cânte. Doamna Anișoara, așa facem cum spui tu. Doamna Anișoara Murgu va merge acolo și ne va interpreta un cânte frumos. Ascultați-o, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Anișoara Murgu! Thank you.
frate. Tu muncești de zori și zi și noapte, nu mai știi de sănătate. S-a dus anii tinereții, au ajuns să-i bătrâneții. Tu muncești de zori și zi și noapte, nu mai știi de sănătate. Anișoara ne-a scântat, acum iată că va veni rândul să mai trageți o dată de roata folclorului. Același lucru trebuie să-l facă și Bianca Crânganici. Veniți aici pe partea dumneavoastră, la echipa dumneavoastră. Dar să nu mai mă pui să mai fac atractorul. Păi eu nu v-am pus nimic, dumneavoastră v-ați ales, că îmi pare rău. Eu nu știu ce să fac, să știu. Bianca, hai Bianca și apoi doamna Anișoara. A tras Bianca și... A ajuns la ghici, ciupercă. Ia să vedem. Sper să fiu mai ce faci tu aici la asta. Ghici, ciupercă. Dacă nu te descurci, te mănânc. Din Ardeal, uite, îți dau. Burduzan. Ce înseamnă burduzan? Liniște, vă rog. Burduzan. Ce este un burduzan? Gras. Un ce? Un om gras. Ești pe aproape, să știi. Dar nu... Înseamnă ce are, ce poate avea un om gras? Nu știu, un cap, o burtă, o burtă, un picior. Mare. Da, burtă mare, e corect. Da. Am descurcat. În Ardeal, așa spune, burduzan, burtă mare. Răspuns corect. Iată o bilă. Așa, să vedem ce face doamna Anișoara. Repejor, ați dat invers? Bine. Așa. Ce ați făcut? Ați intrat în gura lumii? Aoleu, doamna Anișoara! E gravă situația. Fiți atentă. Fii mai blând. Gura lumii spune că dacă te uiți la mine, te vezi pe tine. Dacă o contrazici pe gura lumii, pierzi punctul. Numește o caracteristică a mea pe care o ai și o știi. Pe a ta? Da. O caracteristică a mea, care ar fi? Ești un om foarte deștept și așa, uite, colegul meu m-a... A, pe mine? Caracteristica respectivă... Da, mă, dar lăsați-o că zicea bine de mine, n-ați văzut? Lasă-l că poate vrea și el să știe. Lăsați-o înainte să zic... Dumneavoastră nu ziceați bine, ziceați extraordinar. Cred că sunt un om ca toți oamenii. Păi nu, ceva care să-l reprezinte pe el și același lucru să vă reprezinte și pe dumneavoastră. Dar las-o prima dată să zică de mine, zice doamna Anișoara. Ați rămas la cel mai bun moderator. Așa, ați rămas la cel mai bun. Și cânti frumos. Mulțumesc. Și acum despre dumneavoastră. Despre mine ce pot să spun? Sunt un om modest și atât.
Nu știu ce să spun, chiar că nu-mi găsesc. Mă, este un și Georgel sincer. Este un om modest, un om... așa că e bine. Da, dacă este un om modest, pentru noi asta contează cel mai mult. Îi dăm un punct, pentru că merită un om modest un astfel de punct. Doamna Anișoara, mâna, mulțumesc din suflet. Să fiți sănătoasă. Chiar am apreciat sinceritatea acestui om. Vreau să apreciem acum glasul doamnei Alexandra. Doamna Alexandra, cum? Aveți un duet? A, gata, așa facem. Un duet, auziți, doamna Alexandra și domnul Ion. Domnul Ionel și doamna Alexandra, soții noștri care au venit în această seară, vor dări pentru dumneavoastră un cântec frumos. Ascultați-i! Spune, e o floare de busuioc. Crește și înflorește sau se ufilește, dacă n-ai avut noroc. Viața e frumoasă și ești fericit, cât ești tânăr și iubit. Viața e dar una, s-o iubim într-una, până nu s-a veșteșit. Viața e frumoasă și ești fericit, cât ești tânăr și iubit. Viața e dar una, s-o iubim într-una, până nu s-a veșteșit. Trece drumul vieții, floarea tinereții, dar se scutură într-o zi. Și atunci numere anii care nu scapă anii, să-i câștigi pe unde ar fi. Viața e frumoasă și ești fericit, cât ești tânăr și iubit. Viața e dar una, s-o iubim într-una, până nu s-a veșteșit. Viața e frumoasă și ești fericit, cât ești tânăr și iubit. Viața e dar una, s-o iubim într-una, până nu s-a veșteșit. Vine bătrâneța, șapă și tristețea, nu mai e cum mai fi vrut. Mi-aș da toată averea ca să-mi puterea și s-o iau de la început. Viața e frumoasă și ești fericit, cât ești tânăr și iubit. Viața e dar una, s-o iubim într-una, până nu s-a veșteșit. Viața e frumoasă și ești fericit, cât ești tânăr și iubit. Viața e dar una, s-o iubim într-una, până nu s-a veșteșit. Foarte frumos și aveți mare dreptate ceea ce spuneți prin cântecul dumneavoastră. Viața este una, trebuie să o iubim și trebuie să înveselim și sufletele oamenilor care ne urmăresc. Dar acum vreau să vă văd la roata folclorului. Doamna Alexandra, domnul Ionel, haideți să vedem ce faceți și cum vă descurcați. Doamna Alexandra, prima, da? Da. Hai, curaj, 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 curaj! Ați tras de roata folclorului și ghici ciuperca, aoleu, cu ghici ciuperca asta. Ia să vedem, doamna Alexandra. Uite, vă dau din Oltenia. Vă mănânc dacă răspundeți. Vă mănânc. Ce înseamnă hală, doamna Alexandra? Hală. Liniște, hală. Ce înseamnă hală? Cred că ceva ca un șopron, o încăpere, ceva, o magazie. Domnul Ionel, tăcet! Domnul Ionel! Deci... O magazie foarte mare. Ok. Nu. Hală înseamnă... Ia să vedem dacă știați, că tot ați contrat. Hală înseamnă da. Hală. Ce înseamnă? Hală este un... Foarte mare, foarte
Nu, hală înseamnă o hală de vânt, o vijelie, pală. Da? Căutați pe net să vedeți în Oltenia ce înseamnă hală și vă convingeți. La noi pală se numește. La noi aici în Ialomița pală de vânt. Nu, o pală, pală de vânt e un vânt mai ușor, dar hala este cea care ia tot. Deci asta este răspuns greșit. Hai să vedem, domnul Ionel. A tras și domnul Ionel și am ajuns la norocosule. Norocosule înseamnă că trebuie să vă alegeți ceva dumneavoastră de pe roată. Ce vă alegeți? Nu când ca el, în gura lumii. Uite, când ca el, dacă vreți, sau nu știu. Nu. A, nu vreți? Nu, nu, nu vă mai punem. Hai, vă dădeam o doină din Banat. Nu, nu vă pune la asta. Dar ce pune? Asta trebuie să cântați ca un solist. Ca un solist, eu vă spun un solist? Păi da, da. E, atunci, hai, alege. Ia lăsați numai influențat omul. Haideți, domnul Ionel, că pierdem timpul. Lumii. Cum? În gura lumii. În gura lumii. Nu e corect. De ce? Nu e corect. Dumneavoastră trebuie să o lăsați pe soție ca să arătați ce gentleman sunteți, să câștige soția. Îi dau... Fiți atent, domnul... Să vedeți ce domnul Ionel, gura lumii spune că ai cheltuit banii casei fără să anunți. Povestește-ne când ai cheltuit o sumă importantă fără știrea soției și astfel poți câștiga un punct. Când ați cheltuit dumneavoastră banii ăștia fără să știe doamna Alexandra? Asta a fost lucrătură. Am fost lucrat. Să știți că a fost, fost aleasă de către doamna Alexandra întrebarea asta. A, să spun? Da. Când am cheltuit bani, da, fără, bani fără să știe doamna. Am cheltuit. Da, da, fără știrea doamnei, am fost la o nuntă. Singur? Da. Păi ce a făcut? Ați dat bani la lăutari? A zis că a dat o sumă colosală. Bănuiesc că n-a dat. Ați fost pe la păcănele pe unde? Nu, nici de cum. A zis nu. Păi nu, nu, nu. Deci nu contraziceți gura lumii. Asta înseamnă că am luat un punct. Dar când ați explicați-ne puțin cu banii ăștia, când i-ați cheltuit? Cum i-ați cheltuit? Exact, deci, să știe și dânsa cu ce este în casă. Vă spun chiar adevărul. Am cumpărat o mașină și am dat bani fără să știe. Am făcut, la urmă i-am spus după, mai târziu. Dar asta înseamnă că i-ați spus într-un final ceva ce nu știe soția nici în ziua de azi. Exact, că după aia ați mulțumit-o. După aia ați mulțumit-o. Ceva ce nu... Foarte mult deja, timpul a expirat, da, da, domnul Georgel. Mi-am luat o, acum, mi-am luat o pereche de pantofi. Hotărâți-vă, și mi-am spus hotărâți-vă. Nu? Stați, mă, da? Mă, n-ați înțeles, domnul Ionel a cheltuit mai mulți bani fără să știe soția. Dar acum a spus-o pasta minoră și a cumpărat o pereche de pantofi și nu i-a spus soției. Nu, da? Asta a fost lucrătură. Am fost noi vă sfătuim ca să aveți viață bună acasă, să spuneți că n-ați cheltuit nimic. Nu am cheltuit. Păi dacă spune că nu, asta înseamnă că va contrazice. Ionela, dar nu e cinstit. Păi dacă a cheltuit, de ce să nu spună, nu? A cheltuit și a spus omul, luați-vă o bilă. Bravo. Dar acum, domnul Ionel, după ce ne mai cântați dumneavoastră, înnumărăm și bilele și vedem cine are cele mai multe, da? Dumneavoastră trebuie să ne cântați, așa că vă invităm la scenă. Dar vreți să cântați sau să luăm pauză? Ce vreți să facem? Aveți nevoie de un respiro? Și să cânt și să iau pauză. Bine, luăm un respiro, numărăm bilele, da. Și după aia cântăm. Pauză, bine. Și revenim. Să plânge, mijlocelui la strânge, dar mică s-o plânge. Of, inimea, mi-a vrei să te doară, că mi-ai suferit tot pentru iubire. Of, inimea, mi-a vrei să te doară, că mi-ai suferit dacă nu trăiesc acum, când să mai trăiesc, oh, 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 ca
cheamă mândruță frumoasă, dar și păroasă. Niciun voi, nici el ca mine nu găsești pe lume. O, finimeară, ea vrei să te doară, că-i mai suferit, dar pentru iubit. O, finimeară, ea vrei să te doară, că-i mai suferit, nu te-ai leguit. O, finimeară, ea vrei să te doară, că mai suferit tot pentru iubit. O, finimeară, ea vrei să te doară, că mai suferit Inimioara asta, inimioara trebuie să o facem să nu sufere, să fie doar veselă, bucuroasă, așa cum suntem și noi, cu inimile noastre către publicul de acasă. Domnul Ionel, vă invit să luați loc aici, lângă colegele dumneavoastră, pentru că, iată, a sosit momentul să aflăm ce echipă obține acest voucher din partea salonului Vigmar și din partea doamnei Margareta Mihai. Este Leo, dacă nu ești, dacă nu te abții, te scot afară. E, parcă m-ai dat afară din casă. Ai dreptate și tu. Ai și tu dreptate. Ia ziceți, doamna Anișoara dumneavoastră, hai. Ce zice? Cine a câștigat? Cine? Noi am câștigat, echipa noastră. Sunteți convinsă? Da, sunt acolo 5 da, și ei au 4. Da, trebuie să ne spună președintele de juriu, doamne. Vedeți că tot la mine e bila albă. Da, dar fii îngăduitor. Doamnă. E pentru prima dată când... La dumneavoastră, da. Împărtim roata aia acolo. Știu, dumneavoastră, da. Dumneavoastră ați mai fost aici, știți. Fii corect. Eu nu îngăduitor, să fiu, corect. Să fiu foarte corect, nu? Și cu soțul care e prea corect. Și cu soțul care e foarte corect, sigur că da. Ia ziceți, ia, anunță tot, domnule președinte. Eu spun așa. Ia. Pentru că domnul Ionel o are aici în echipa cu numărul 2. 1. Se controlează bila, nu? Pe soția dumnealui. Eu zic că ar fi trebuit să-i dea întâietate și să facă ca ultima probă pe care a avut-o pierdută, ca să câștige soția dumnealui. Păi nu, că era egal după. Și tot nu pierdea. N-avea cum. A, aveți mai 4. Vezi? A. Eu nu am decât aici. Singurul aspect ăsta este. Leo, te rog să fii corect. Cine a câștigat? Sunt foarte corect. Acum n-am ce să spun, pentru că ei au 5 bile, ei au câștigat. Păi măi, Leo, fii atent. Dacă echipa numărul 2 a câștigat, noi dăm voucherul. Și ai zis de doamna Alexandra. Exact. Ce face domnul Ionel? Ia ar fi voucherul, frumos să ia voucherul, și să duce și îl dă dânsei. Da. Și tot da, însă a câștigat. Și ce se întâmplă cu doamna Anișoara și cu Anuța? Nu, la microfon, doamnă, la microfon. Nu e corect. Deci ce face? Anunța are nevoie și ea. Deci, echipa numărul 2 a câștigat concursul din această seară și echipa numărul 2 oferă premiu pentru echipa numărul 1, pentru doamna Alexandra. Așa. Pupo! Doamna Alexandra, pupo, să știți că doamna Margareta Mihai vă așteaptă acolo.
Dar noi e mulțumită, doamna Alexandra, foarte este, mulțumită. Este foarte mulțumită. Da, da. Doamnelor și domnilor, în această seară, Adriana Sandu a venit cu cântece pentru dumneavoastră și ați mai văzut-o în emisiunile noastre. Îi spunem bună seara. Bună seara și bine v-am regăsit la această frumoasă emisiune. Sunt onorată să fiu prezent aici alături de dumneavoastră și toți invitații, dar și de taraful Victor Florea. Un gând bun și tot cei mai buni pe această lume pentru toți telespectatorii postului Etno TV din țară și din străinătate. Și îi rugăm ca în continuare să fie telespectatori fideli, pentru că postul dumneavoastră de televiziune are un spectru larg, legat de folclor, obiceiuri, tradiții, dar și de sănătate. Dar și de divertisment. Și divertisment, pentru că, bineînțeles. Da, da, avem și divertisment și avem și sănătate, pentru că Lăcrămioara întotdeauna este cu sfaturi pentru publicul de acasă. Dar acum, cu cântece frumoase și cu gânduri alese, vine și Puișor de la Constanța. Puișor, ai microfon acolo, ia uite, microfonul te așteaptă. Puișor de la Constanța a venit cu soția lui minunată. Bună seara, așa. Bună seara, bine v-am găsit. Georgel, te salut. Abia așteptam să te văd. Și uite că a venit momentul. În primul rând, salut toți telespectatorii, toți prietenii mei de pe Facebook. Și am două melodii frumoase care sper să ajungă la inimile tuturor. Sunt convins că vor ajunge aceste cântece la sufletele oamenilor, dar vreau să fac o declarație de dragoste pentru omul care stă în umbră, pentru omul care de fiecare dată te susține, adică soția ta. Ce-i transmis tu acum în direct? Doamna, să știi că s-a așezat confortabil, stă acolo și doamna ascultă cu mare atenție, dar nu în două vorbe, în 5-10 vorbe. Ia, atenție la această declarație. Scumpa mea soție, știu că ești alături de mine de fiecare dată. Și vreau să-ți mulțumesc și să spun cât de mult eu te iubesc. Te iubesc, te iubesc. Am spus 15, e suficient. Ai spus. Georgel, să știi că m-ai atins la sentiment. Mă, știi de ce te-am pus să faci această declarație? Pentru că am văzut-o pe doamna de mai multe ori, că a venit lângă tine și că, să știi, contează foarte mult ca jumătatea sufletului să te înțeleagă. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu. Fiți atenți și colegii din regie. Gică Dobre, colegul meu cameraman, are acasă o soție minunată, o soție care îl înțelege. De multe ori mai merg și dumnealor în deplasări. Și uite, Gică Dobre a învățat-o pe soția dumnealui și arta filmării, pentru că și dânsa am înțeles că va lucra la cameră. Și așa, asta înseamnă foarte mult să vă înțelegeți. Sigur că da, eu mărturisesc că de fiecare dată sunt mândru de soția mea, pentru că se ocupă în mare parte de vestimentația mea, de cuvintele mele, de absolut ce este Puișor de la Constanța la ora actuală. Bravo, vreau să recunosc, sincer. Mulțumesc. Dar să știți că și taraful Victor Florea este foarte, foarte mândru de Anne Marie, pentru că Anne Marie este solista tarafului, iar acești oameni sunt foarte bucuroși și sunt mândri de Anne Marie, pentru că Anne cântă frumos pentru public, și este frumos în fața oamenilor. Anne, bună seara, spun și ție. Bună seara, bine v-am regăsit. O să fac o casă de binefacere, domnul Victor, pentru că ne înfiază pe toți, așa am impresia, nu știu. Păi are un suflet bun și să știți, ar trebui să-i mulțumiți lui Dumnezeu și în culcare și în sculare, pentru că v-a ieșit în cale un om, un adevărat părinte. Așa e, suntem foarte recunoscători și mulțumim pentru că ne este alături de fiecare dată, ne ține spatele, cum se spune. Ne susține, ne învață, ne Bravo. Și ceartă când e cazul. Care este modul tău de viață sănătos? Aoleu, Georgel, eu sunt foarte bună la sfaturi. Să știi că în capul meu este așa o enciclopedie de sănătate. Uite, dă-mi un sfat lui Leonard Petcu. Zi, dragă, ce să fac? Ce să mănânci? Păi, dar nu vezi cât de bine arată ce... Să facă sport. Auzi, nu e adevărat. Să facă sport. Să mănânce gogoși fără drojdie. Nu. Nu. Nu, știi ce sfat i-aș da? Să iubească. Când iubești, înflorești. Păi, da, iubești, dar mai și slăbești la iubit. Doamna spunea de ștevie, să știți că am mâncat ciorbă de... Leuștean. Draga vei. De lobodă, din astea de primăvară ieri. N-aveți microfon. Nu știu dacă există ștevie fix. Păi tot despre ștevie vreau să spun și eu, că acum a ieșit ștevia, la noi la Teleorman se mănâncă...
și urzici. Noi în această seară nu avem nici tevie, nu avem nici leuștean, nu avem nici morcov, nici castraveți, dar avem cântece frumoase. Doamnelor și domnilor, Adriana Sandu, puișor de la Constanța, Ane Marie și taraful Victor Florea. Thank you.
plecat departe, drumul lung ce ne desparte, drumul lung ce ne desparte, la 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 la. Muncesc la străin cu ani, și tot nu pot să adun banii, și tot nu pot să adun banii, la 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 la. Oricât e drumul de lung, măicuța mea, acasă tot am să ajung, măicuța mea. De-o fi rău sau de-o fi bine, mama mea, muncesc în țară la mine, mama mea. Dacă stăteam lângă tine, nu plângea inima în mine, nu plângea inima în mine, la 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 la. Mănânc aici pâine albă, dar am lacrimile în barbă, dar am lacrimile în barbă, la 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 la. Oricât e drumul de lung, măicuța mea, acasă tot am să ajung, măicuța mea. De-o fi rău sau de-o fi bine, mama mea, muncesc în țară la mine, mama mea. Străin este străinul, nu îți vede suflet chinul, nu îți vede suflet chinul, la 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 la. Te muncește în frig și soare, n-are zi de sărbătoare, n-are zi de sărbătoare, la 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 la. Oricât e drumul de lung, măicuța mea, acasă tot am să ajung, măicuța mea. De-o fi rău sau de-o fi bine, mama mea, muncesc în țară la mine, mama mea. Viața înainte, dar mereu voi ține minte casa în care m-am născut, bunicii ce m-au crescut. Oameni simpli fără carte, ce-au trudit să ajung departe, mi-au dat tot ce au putut, să ajung un om văzut. Oameni simpli fără carte, ce-au trudit să ajung departe, mi-au dat tot ce au putut, să ajung un om văzut. Serile în care mirosea ardei în floare, iar pe câmpul înverzit mirosea fâncosit. Nu pot să uit niciodată gustul pâinii de pe vatră, viața aspră în care eu am plecat de jos cu greu. Nu pot să uit niciodată gustul pâinii de pe vatră, viața aspră în care eu am plecat de jos cu greu.
viața-nsa la țară e și dulce și amară. Dar de-a mea copilărie mi-amintesc cu bucurie. Azi mi-aș da toată averea, dar să știu că am puterea să-ntorc ca ideal de dată cu copilăria toată. Azi mi-aș da toată averea, dar să știu că am puterea să-ntorc ca ideal de dată cu copilăria toată. What?
foarte, foarte frumos. Ați fi ținut-o așa până mâine dimineață. Mă gândeam că mai continuați, pentru că a fost un moment extraordinar de frumos. Felicitări, Ane, felicitări tarafului Victor Florea. Mulțumesc invitațiilor din această seară, vă mulțumesc tuturor, le mulțumesc colegilor mei, cei care fac posibil ca totul să fie perfect. Eu sunt George Lnucă, vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragii mei prieteni, și ne întâlnim mâine seară cu o altă ediție de înaltă ținută. Foarte mulți artiști vor veni și mâine pentru dumneavoastră. Încheiem emisiunea noastră cu doamna profesor Ionela Stăncioi Belu. Doamna profesor, dumneavoastră trebuie să încheiați această emisiune. Da. Să vă doresc numai bine și să ne vedem sănătoși, așa cum ne-am văzut și în această seară, plin de bucurie. Mulțumesc încă o dată tuturor, doamnelor și domnilor. O seară bună. Ne vedem mâine seară de la orele 20 și 30 de minute. Dar le-ai biruit pe toate și ai mers mândru mai departe. Te-am avut pe lângă mine și la rău ca și la bine. Și-am găsit o alinare pe umărul dumitale. Pentru tine bani în piatră sea că ai stors, din orice necaz m-ai scos, măi. Fericirea mea pe lume a fost lege pentru tine. Bani în piatră sea că ai stors, din orice necaz m-ai scos, măi.